Bine ați venit, dragii mei! Pregătim mâncare de mazăre extrem de gustoasă, după o rețetă simplă, pentru care folosim 900 de grame de mazăre, o ceapă potrivită, un ardei gras roșu, 250 de grame de roșii pasate, 50 ml ulei, 400 de grame de cârnați afumați, 300 ml apă, o linguriță de amidon de porumb, o jumătate de linguriță de boia afumată, 2 foi de dafin, câteva boabe de piper, sare și piper negru măcinat, după gust. Începem prin a tăia cârnații în bucăți potrivite, cârnați care se pot înlocui cu piept de porc afumat, kaiser, șunculiță sau ceafă de porc afumată. Tăiem și ceapa, ardeiul gras îl tăiem în bastonașe, se poate tăia și în cubulețe sau în bucăți mai mari, în funcție de preferințe. Avem o cratiță la foc potrivit în care punem uleiul, iar când acesta este încins, adăugăm feliile de cârnați, le lăsăm la prăjit de jumătate, după care adăugăm ceapa și ardeiul, punem puțină sare, cam o linguriță, apoi amestecăm și lăsăm totul la călit până când ceapa se va înmuia și va deveni sticloasă. Adăugăm apoi piperul măcinat și boiaua afumată. Amestecăm puțin, după care adăugăm imediat mazărea. Turnăm aproximativ 200 ml de apă. Restul îl păstrăm pentru amidon. Punem și foile rupte de dafin, după care lăsăm totul la foc preț de 10 minute, apoi adăugăm roșiile pasate și amestecăm, iar după alte 10 minute de fiert, amestecăm amidonul cu apa rămasă. Potrivim mâncarea de sare, apoi adăugăm amidonul diluat, timp în care amestecăm. Urmează să lăsăm mâncarea la foc pentru 3-4 minute, timp în care amestecăm ocazional, după care mâncarea de mazăre se poate servi, eventual cu ardei iute și pâine proaspătă. Poftă bună, dragii mei! Și nu uitați să dați like și share acestui video dacă v-a plăcut și să vă abonați pentru a fi la curent cu următoarele rețete. Eu sunt Adi Jo și vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune până la următoarea rețetă. Pa, pa!